Cred că este veșnica noastră întrebare a bărbaților, pentru că ființa asta, care vine de pe o altă planetă, nu, este foarte greu de înțeles. Și cred că una dintre întrebările noastre frecvente este: ce vrea asta, Domnule? Cred că cel mai corect este să le întrebăm pe ele. Materialul care îl prezint acum este rodul unor cercetări, rolul unor sondaje între femei, și vom discuta 10 dorințe ale femeilor legate de noi, bărbații, soților. Dar haideți să începem cu o mică parte umoristă. Ce vor femeile de la bărbați la 25 de ani? Să fie chipeși, plin de energie, de succes financiar, să știe să asculte, simța umorului, să fie în formă fizică bună, să se îmbrace la modă, să fie manierat, să facă surprize plăcute, că din alea la alte știți că sunt multe, să iubească romantic și cu imaginație. Cam asta vor femeile de la bărbați la 25 de ani. La 40 de ani, să arate bine, preferabil cu păr pe cap. Să deschide ușa când la mașină, să țină scaunul la restaurant, nu? Să aibă bani pentru restaurante, să asculte mai mult decât vorbește, să râde la glumele ei, să poată căra plasele cu alimente, să aibă cel puțin o cravată, să aprecieze mâncarea gătită de soție, nu? Să țină minte data nașterii și aniversarea căsătoriei, romantic cel puțin o dată pe săptămână. La 55 de ani, să nu fie prea urât, chelie este acceptată. Să nu pornească mașina înainte să se urce doamna în ea. Să aibă serviciu și bani, să dea din cap aprobator când vorbește nevasta, să-și aducă aminte poantele glumelor care le spune, să fie în formă ca să poată juca table, să poarte tricouri care acopere burta, să nu mănânce semințe pe stradă, să-și aducă aminte să lase capacul de la WC-ul jos și să se barberească în weekend. La 65 de ani, să-și taie părul din nas și urechi, să nu râgâie și să se scarpene în public, să nu împrumute bani prea des, să nu doarmă când mă cert cu el, să nu spun aceleași glume de multe ori, să fie în formă să se poată scula de pe sofă, mai ales sâmbăta, să poarte ciorap de aceeași culoare, să-i placă mâncarea din conserve, să-și aducă aminte cum o cheamă, să se bărbărească în unele weekenduri. La 75 de ani, să nu sperie copiii mici, să știe unde este baia, să nu coste mult întreținerea lui, să nu sforie prea cumplit, să știe de ce râde, să fie în formă să stea singur pe picioare, să poarte unele haine, să-i placă mâncarea paserată, să știe unde și-a pus dinții și să știe când e duminică. La 85 de ani lucrurile se reduc dramatic. Sunt două dorințe: să respire și să nimerească WC-ul. Dincolo de partea umoristă a acestor lucruri, este un adevăr foarte trist, că performanțele noastre de-a lungul anilor scad, dar slăvit să fie Domnul că și pretențiile doamnelor sunt pe măsura acestor performanțe. Cineva a întocmit un grafic care vorbește despre 5 sindromuri în viața femeilor. La 18-29 de ani este sindromul făt frumos. Făt frumos din lacrimă, nu? La 30-39 de ani sindromul nu se poate. O văzut că nu-i chiar făt frumos. Între 40 și 49 de ani este sindromul Doamne Dumnezeule. 50 și 59 de ani suferă de sindromul asta e, n-ai ce-i face. Deci nu e nicio salvare, nicio ieșire din treaba asta. Și de-abia între 69 de ani femeile spun: mulțumesc, Doamne, pentru bărbatul ăsta care mi l-ai dat. Sau că mi l-ai luat. Pentru că, așa cum probabil ați mai auzit, zice că femeile se căsătoresc să se schimbe bărbatul său.
îl schimbă ea pe el. Și bărbații se căsătoresc să nu se schimbe femeia aia frumoasă cu care se căsătorește. Și asta se schimbă, domnule. Haideți să vedem, de fapt, ce vor femeile de la bărbați. Le luăm de la 10 în jos spre 1. 10 credincioșie, 9 vor conducere, să conducă cineva casa aceea, competență, respect, să fie om de familie, să aprovizioneze familia cu cele necesare, 5 să fie onest, 4 vrea comunicare adevărată cu ea, 3 să aibă simțul umorului, 2 să dea dovadă și să fie capabil de dragoste romantică și 1 să fie om evlavios. O să încercăm pe scurt să intrăm în toate cele 10 pretenții ale femeilor față de noi bărbații și haideți să începem cu dorința numărul 10, credincioșie. Câteva versete din Biblie. Mulți oameni își trâmbițează bunătatea, dar cine poate găsi un om credincios? Nu vi se pare foarte ciudat versetul ăsta, că nu prea l-auzim la nunți? Toată lumea citește celălalt. Cine poate găsi o femeie credincioasă, nu? O femeie bună de treabă. Că noi bărbații predicăm, nu? Și cum să predicăm noi versetul ăsta care pune semnul de întrebare? Oare este un asemenea soi, bărbat credincios? Zice că o femeie disperată o sună pe maică sa și plângea și a început să-i spună ce face bărbatul sau la Z tot. Și zice, maică sa, tu în definitiv ce vrei? Ce vreau să am și eu un om, un bărbat normal. La care maica sa zice, dragă, nu există așa ceva. Nu-ți fă iluzii. Nu există bărbați normali. Cine poate găsi un om credincios? Cel neprihănit umblă în neprihănirea lui, ferice de copiii lui după el. Proverbe 26 și 7. Credincioșie înseamnă neclintit în afecțiune, consacrat, loial, fidel. Un bărbat credincios soției sale. Fidelitatea noastră a bărbaților creștini nu este numai o chestiune, conjunctură, ci trebuie să fie o chestiune de conștiință. Suntem legați de promisiunea făcută înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Femeile, asta doresc de la noi, să se poată bizui pe credincioșia noastră. Soția ta, iubite frate, trebuie să ajungă la liniștea aceea că oriunde te afli tu pe fața acestui pământ, indiferent în ce situație, tu vei rămâne credincios jurământului făcut de tine. Și în momentul acela ea are liniște, ea are confort, ea are pace în sufletul ei. Reversul medalii este gelozia care roade ca o gangrenă inimile foarte multor femei. Se pare că infidelitatea bărbatului de astăzi este alimentată de câteva lucruri din societatea modernă. În primul rând, de nevoile nesatisfăcute ale acestuia. În aceste conferințe mă voi feri să fiu foarte grafic, pentru că nu vreau să violentez absolut deloc urechile cuiva cu cuvinte nepotrivite, dar probabil că o să înțelegeți mai mult decât spun eu acum. Dacă te doare capul prea des și ai migrene foarte dese, nu? S-ar putea ca neîmplinirea și nesatisfacerea nevoilor sale fizice, nu? Să ducă la, în primul rând, ori se va obișnui cu chestiunea asta și consideră, mă, așa e viața, n-are ce face. Dar aceștia sunt cam puțini bărbații. Un ficior de la noi, mai tomnatic, așa, s-a căsătorit pe la vreo 35 de ani, când a venit din luna de miere, alți burlaci l-au înconjurat și l-au întrebat, nu, cum îi? Și ăsta l-a zis, totul e deșertăciune, deșertăciunea deșertăciunilor. Probabil că la un moment dat tragi concluzia asta că totul e deșertăciune și goane după vânt. Și te resemnezi într-o asemenea situație. Duci o viață frustrată de azi înainte. Probabil că te vei refugia în lucru. Lucrezi 2-3 schimburi până îți omori toate energiile, nu? Iei somnifere și dormi butuc, nu? Sau îți amorțești imaginația cu alte lucruri. Sau lucrul acesta va duce la infidelitate și vei găsi dragoste și înțelegere în altă parte.
O altă chestiune care alimentează infidelitatea bărbaților de astăzi este pornografia. Aici vreau să vă spun cât de periculoasă este chestiunea asta, că tu stai târziu și te uiți la televizor când nu te vede nimeni. Capezi niște idei care nu le-ai avut până acum. Și pentru că nivelul tău de comunicare cu soția încă nu este atât de bine pus la punct să spui ce vrei, trăiești o viață foarte frustrată că probabil ceea ce s-ar putea face te-ar împlini în sfârșit, dar asta n-are imaginație, tu n-ai curaj să spui și se creează o distanță tot mai mare, se creează un perete de sticlă între tine și ea și pornografia îți pregătește terenul să găsești asemenea experiențe în altă parte. La al treilea rând, atitudinea societății de astăzi față de căsătorie încurajează infidelitatea bărbaților. Dacă te uiți la televizor, la toate filmele astea siropoase și de amor, nu? Fiecare își înșeală nevasta, fiecare nevastă își înșeală bărbatul, tot felul de escapade. Se pare că normalul societății de astăzi prezentat de media este infidelitatea, este adulterul și nu credincioșia. Credincioșia față de o singură soție este prezentată ca o chestie caragioasă, nu? În America, dacă spui că ești căsătorit de 30 de ani cu aceeași soție, ăștia își fac cruce, că n-au mai auzit așa ceva. Când veneam la biserica din Chicago, o femeie mai bătrână a venit la mine și spune: părinte, este ceva foarte ciudat ce văd la voi. Dar ce anume? Zice, părinți și copii de mână vin la biserică. N-am văzut de 30 de ani așa ceva. Pe cum să mai vezi dacă familia s-a dezintegrat? Copiii nu mai vin la biserică. Sunt în școli americane, de exemplu, mai mult de jumătate din copii au numai mamă. Unii nu știu cine e tata. Este îngrozitor ce se întâmplă. În Europa lucrurile stau și mai grav. Sunt foarte puține căsătorii legale, de exemplu, în Europa, pe când toată lumea trăiește în adulte, trăiește în concubinaj, apar copiii din aceste legături întâmplătoare care nu mai știu care sunt părinții și societatea, deci, încurajează astăzi lipsa de fidelitate și de credincioșie a bărbaților față de nevestele lor. Haideți să discutăm nevoia numărul 9. Soțiile spun că au nevoie de cineva care să conducă familia. Au nevoie de un lider, de un conducător. Căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, el mântuitorul trupului, spune Efeseni 5:23. Acum, poziția asta de conducere în familie este înțeleasă foarte greșit de extrema noastră religioasă, dreaptă, dacă vreți, în care bărbatul este stăpânul, este șeful, este bossul, este împăratul castelului său, el taie și spânzura, ceea ce este nebiblic. Este o injustiție, este în același timp o nedreptate care se face femeii de astăzi. Soția are nevoie de un bun conducător. Soțul are nevoie de supunerea ei. Și apoi supunerea soției față de soțul, un lider, după voia lui Dumnezeu, nu este o sugestie, ci este un mandat, o poruncă biblică. 1 Petru 3:1-4 ne dă trei motive pentru care soțiile trebuie să fie supuse bărbaților lor. Numărul 1, în ascultare de cuvântul lui Dumnezeu, pentru că așa zice Dumnezeu. Ne place sau nu ne place, așa zice Dumnezeu. Este o hotărâre divină. 2, pentru a-l aduce pe cel pierdut la mântuire. În cazul în care bărbatul este necredincios, supunerea unei soții poate să-l conducă la mântuire pe bărbatul acela. Și 3, ca să fie prețioase și scumpe în ochii lui Dumnezeu. Dumnezeu apreciază enorm de mult femeia aceea care ascultă de ordinea divină stabilită de El în acest cosmos. Câteva lucruri, învățând să te supui, îl vei ajuta să devină un lider tot mai bun. Respectă-l, zice 1 Timotei 3:11. Recunoaște-i preoția casei. Răspunde conducerii lui. Laudă-l. Apreciază-l. Să știți că nu pică de la credință. Are nevoie de aprecierea ta. Nu știu dumneavoastră cum sunteți, dar eu când fac ceva pe lângă casă, mă duc să o chem pe nevastă mea să vadă. Acum, n-am eu nevoie de un inspector, dar dacă zice extraordinar, bine ai făcut, parcă am mai crescut cu un centimetru. Avem nevoie de aprecierile lor, nu? Și
Dacă învățați șmecheria asta, surorilor, și îi lăudați un pic, să știți că nu veți avea probleme cu bărbații ăștia niciodată. Fii unite cu el în scop și în voință. Fii un ajutor potrivit pentru el. Un prieten de-a meu spunea că în sfârșit nevastă s-a prins ce înseamnă ajutor potrivit și i-a spus definiția. Zice, am învățat din Biblie ce înseamnă ajutor potrivit. Și îi zice așa, Valer, du-te spală vasele. Dacă nu poți, vine eu să te ajut. Du-te fă curățenie în casă. Dacă nu poți, vine aici să ajutorul tău și te ajut. Ia încercați asta să vedeți. Spune, sunt ajutorul tău potrivit, te asist, ok? Nu știi, imediat vine în ajutorul tău. Ascultă la ce spune el. Roagă-te pentru el și cu el. Binecuvântează-l. Fii recunoscătoare. Spune mulțumesc. Sunt câteva lucruri, niște sfaturi practice ca să-l ajutați să devină un lider tot mai bun al casei dumneavoastră. Dorința numărul 8, respect. Au nevoie soțiile noastre de la noi să le respectăm. Cum există două forme a respectului față de poziție, nu? Și noi românii am fost educați să respectăm pozițiile. Cei mai mari decât noi, nu? Și față de persoană. Să știți că soția nu îmi cere mie un respect față de poziție, față de oficiul ăsta de nevastă, nu? În casa. Ea are nevoie de un respect față de persoana ei. Să o consider ca o persoană. Aici vreau să fac o mică paranteză și să vă spun ceva. Poate că una dintre cele mai mari revoluții în viața mea spirituală mi-a strânit un profesor de-a meu de la școală care avea, domnule, o obsesie. Valoarea ființei umane. Indiferent unde ajungeam, venea la valoarea ființei umane. Și atât a repetat chestiunea aceasta până mi-a intrat în sânge. Spunea el, omul este valoros pentru două lucruri. Este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și pentru el a murit Iisus Hristos. Soția mea este valoroasă pentru aceste două lucruri. Este o ființă unică în univers, creată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și dacă ea singură ar fi fost în acest univers, Iisus Hristos ar fi venit să moară pentru păcatele ei. Deci importanța ei și valoarea ei vine din aceste două lucruri pe care le-a făcut Dumnezeu extrem de importante. De aceea, înaintea mea, întotdeauna este o ființă creată după chipul lui Dumnezeu și mântuită prin jertfa Fiului lui Dumnezeu. De aici vine respectul pe care îl datorăm acestei ființe. Și respectul față de soție nu este altceva decât o expresie a dragostei pe care avem față de ființa aceasta. Uneori le tratăm ca pe bucătărese și criticăm cum se îmbracă, nu ne place parfumul ei de ceapă, cine știe ce alte lucruri, criticăm mâncarea pe care o face. Am citit undeva că tata stătea la masă cu băieții și mama a pus clătite pe masă și săraca, obosită cum a fost, în loc de zahăr, a pus bicarbonat pe ele. Și acum băieții, când au gustat, s-au strâmbat în toate felurile. Mama nu era în cameră și tata le-a zis, mă băieți, aveți ocazia să fiți domn sau măgari astăzi. Ai ocazia să fii domn sau măgar. Alegeți ce vreți să fiți. Și băieții au zis, vrem să fim domni. Ok. Când a venit mama, au mâncat clătitele și l-au lăudat și au zis că-s grozave nemaipomenite. Vreau să vă spun că avem ocazia să fim domni sau măgari de foarte multe ori în viață. Mi-ar plăcea să cred că alegeți de fiecare dată să fiți domni și veți respecta persoana, ființa aceasta care v-a dat-o Dumnezeu, indiferent de performanța ei la bucătărie sau cine știe în altă parte a casei. Nevestele au nevoie de un om de familie, au nevoie de un tată la copii, au nevoie de o prezență a bărbatului în casa aceea. Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea, spune Proverbe 22:6. Învățarea aceasta este și slujba ta, nu numai a soției. Din păcate, cunosc așa multe adevăruri dureroase, sunt bărbați pentecostali care își pun Biblia sub braț în fiecare duminică dimineața, se îmbracă fain și se duc la biserică și acasă stă o nevastă cu 6, 7, 10 copii, nu? Ostenită și obosită și n-a fost la biserică nici duminica trecută, nici luna trecută și nici anul trecut. Am prieteni de-ai mei care au foarte mulți copii și eu nu le-am cunoscut încă pe nevestele lor. Ei arată grozav la tribună.
dar nu le cunosc pe nevestele lor. Pentru că le-au transferat dintr-o dată toată responsabilitatea familiei și ei stau la tribună. Vreau să vă spun că, și mă bucur că sunt și păstori aici, prioritatea noastră numărul unu este familia noastră. De-abia pe urmă urmează biserica. Mulți dintre noi ne înșelăm nevestele cu nevasta Domnului, biserica. Ea e nevasta Domnului, ea e mireasa mirelui, nu? Lăsați-o în pace, nu umblați la nevasta altuia. Okay? Iubiți-vă nevasta voastră, prima dată. Aveți responsabilitate față de nevasta voastră. Dar ne-a băgat cineva în cap că ea e a noastră. Pentru că așa spun frații, unde te duci la biserică? La Lascău, la Tipei, la Cuzmănuț. Și atât a zis chestia asta până când am început să vă credem. Și am început să ne purtăm ca atare, ca și când noi suntem căsătoriți cu biserica. Nu? Și am neglijat-o pe soția noastră de acasă, de dragul bisericii. Este un lucru urât înaintea lui Dumnezeu, pentru că, așa cum v-am spus, asta e mireasa Domnului. Și faptul că noi ne neglijăm familia, devenim o mărturie urâtă înaintea societății, ne sabotăm propria noastră lucrare. Cred eu că un soț bun este un om de familie. Pune familia pe primul loc. Dacă familia ta suferă, dacă familia ta este pe punct să se dezintegreze, mai bine sacrifică relația ta cu biserica, în sensul că îți dai demisia din pastorație și te ocupi de soție și de copii, e mai cinstit înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor, decât să demisionezi de acasă, nu? Și să te ocupi numai de biserică. De aceea, în mod general, copiii păstorilor, de exemplu, sunt unele dintre cele mai pereclitate ființe din întreg creștinismul, pentru că sunt copiii cei mai neglijați și copiii de la care lumea așteaptă cele mai multe lucruri, cele mai mari performanțe. Am văzut o caricatură că își dădea drumul la câine soția afară în stradă, zice, ai grijă, tu ești câinele pastorului, ai grijă cum te porți. Bă, și câinele trebuie să se poarte grozav, dacă e câinele pastorului, da, copiii, nu? Fiți parteneri, nu în competiție pentru conducerea copiilor. Vii acasă după ce toată ziua ai fost prin vizite pastorale, la evangelizări, la conferințe și așa mai departe, și începe soția să spună ce au făcut aia mici. Și îți dă o listă întreagă câte rele au făcut, nu? Și ce faci? Na, hai să vă pup pe tata aici, că mama asta nu știu ce probleme are. Îi drăgălești și ierți și așa mai departe. Ea aștepta de la tine puțină disciplină cu copiii aceia. Tu însă operezi în competiție. Dacă ea este aspră, tu ești plin de dragoste. Dacă ea este plină de dragoste, tu ești durul din familie. Vreau să vă spun ceva. În familia noastră, eu am moștenit de la tata. Tata a avut un principiu, nu știu de unde l-a avut și el, dar bun. El a zis așa, pentru două lucruri am să vă rup oasele și nu există iertare la mine absolut deloc. Pentru minciună și pentru lipsă de respect față de maică ta. Când ai încurcat în astea două domenii, n-a existat absolut deloc milă la taică-miu. Am învățat asta și am aplicat la copiii mei. Și mă bucur că niciodată în toată istoria noastră și în toate conflictele care le-am avut, copiii nu și-au pierdut respectul față de mama niciodată și nu i-am auzit spunând vreun cuvânt negativ sau, mă rog, rău, mamei lor. Fiți parteneri pentru conducerea și pentru creșterea copiilor. Fixați scopuri ale familiei. Rămâneți focalizați pe ele. Ajutați copiii să atingă scopurile acelea. Rugați-vă împreună cu copiii și cu familia. Binecuvântați-vă copiii, soțul, soția, zilnic. Începeți cât mai devreme rugăciunea pentru viitoarele soții sau soți ai copiilor voștri, până nu o cunoaște pe Mărie, nu? Că știți că, pe urmă, copilul ăsta se roagă, Doamne, facă-se voia ta, dar Mărie să fie a mea. Dorința numărul 6, aprovizionare. Haideți să mai citim versetul ăsta care... Aproape că nu-l știm bine. 1 Timotei 5,8. Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios.
Nevestele ne vor procurorii. Să procurăm cele necesare pentru familie. Încă în România funcționează slujba asta de a procura pentru familie. Sunt bucuros să văd și să apreciez că la capitolul acesta cred eu că noi românii stăm foarte bine. Oriunde am fost în lume și am văzut români, stau bine. Familiile sunt împreună. În America e o bucurie să vezi că unele dintre cele mai frumoase case din orașe încep să le aibă românii. Și cele mai faine mașini. Americanii când vin la bisericile noastre și ne văd cum suntem îmbrăcați și ce mașini avem, sunt umiliți. Când ne văd casele, sunt de-a dreptul speriați că într-o perioadă așa scurtă s-au reușit performanțe extraordinare. Pentru că noi suntem gata să facem orice sacrificiu pentru binele familiei și românii o duc în general bine. Vorba aceea de bine, de rău o ducem bine. La acest capitol aș vrea să adaug că ar trebui să stabilim cât mai repede în căsătorie, probabil din prima lună de căsătorie, care sunt banii omului și care sunt banii Domnului.